E mult mai palpitant decât mie. Uite cum vin, uite! What the fuck? Dumnezeule! Nu? Nu vine să cred cât de cool poate să fie! Nu? Poți fac asta acum? Salutare! O nouă zi în familia Sârghii. Eu sunt amorțit din cap până în picioare. Ieri am mers multe ore pe munte, nu mai știu nici câte. Am dormit neîntors. Așa că astăzi Grisi se duce la sport fără mine. Și eu mă întâlnesc cu Moise. Fratele lui face niște curse de mașini sau nu știu ce dracu. Și vroia să folosească aparatul ăsta al meu cu slow motion ca să filmeze cum face Fraxul drifturi în piața Constituției în slow motion. Vom vedea care e mișcarea odată ce ajung acolo. Să mergem. Spaziți. Hei, bătrâne, ce faci? Am ajuns. Ai ajuns? Și noi am ajuns. Unde ești? Acolo la intrare? Ne vedem la intrare, da? Uite-l pe Moise! Bună! Aha! Uite-l pe... Ea este Flavia. Nu știu dacă ați mai văzut-o. Spune-ne ce se întâmplă aici. Deci este o competiție de drift. Asta înseamnă că driftul e atunci când curul mașinii tale când intră în curbă face așa. Față de botul mașinii tale care urmează o anumită direcție. Deci se dau cu curul. Se dau cu curul, exact. Da. Se dau cu curul și fac mult fum și explodează cauciucul. Și așa e, foarte manly activitatea. Nimic? Nimic? Uite, umbră. Hai, hai. Să te acopă. Cuvinte. Nu, asta e... gândesc din nou cu voce tare. Spune niște cuvinte. Apune soarele. Toate imaginile cu drifturi pe care le-ați văzut, le-am tras săptămâna trecută. Nu mă gândeam că nu o să pun niciodată imaginile astea în vlog,
pentru că nu erau suficiente cât să facă un vlog întreg. Dar acum sunt la maică mea, ne pregătim de Paște împreună cu Grisi, socrii și fără sora mea, pentru că pentru prima dată de când s-a născut încoace e plecată, nu vine acasă de Paște. Este plecată în Amsterdam pentru 3 luni cu munca și e primul Paște fără ea. E un pic ciudat. Oricum, nu asta e ideea. Ce vreau să vă spun este că, având în vedere că mâine e prima zi de Paște și o să o petrec stând în casă toată ziua, mă gândeam că ar fi timpul să fac și un Q&A. Mulți dintre voi ați cerut, n-am făcut niciodată un Q&A pe canalul ăsta din decembrie de când l-am pornit, așa că am profitat de materialul cu drift și de, o să profit și de ziua de mâine, că am o zi întreagă liberă, să fac un Q&A. Puneți întrebările în rubrica de comentarii și o să răspund mâine.